Am simțit dragostea dumneavoastră pentru oameni. Am simțit harul și vocația de a îngriji pe ceilalți, de a avea grijă de cei mai vulnerabili dintre noi și am simțit că statul român trebuie să facă mai mult pentru ca Biserica Ortodoxă Română să-și continue misiunea socială, inclusiv aici, la Bogdănești, și să-și o îmbunătățească. Aveți angajamentul nostru ferm pentru implicarea și susținerea în proiectele sociale pe care le derulați, fiindcă faceți lucruri extraordinare pentru români și pentru cei care au atâta nevoie de grija noastră. Am avut bucuria deosebită de a fi vizitați de oaspeți de seamă de la Ministerul Muncii. Ne-a vizitat doamna ministru Simona Bucura Oprescu, ministra Muncii, pentru a înțelege nevoile cu care ne confruntăm legate de căminul de bătrâni, legate de îngrijirea vârstnicilor pe care îi avem în această curte. Vorbim de aproape 100 de vârstnici, oameni nevoiași, care cu greu se descurcă și se confruntă cu diferite probleme de sănătate, se confruntă cu diferite neajunsuri. Ne-am bucurat pentru că, dincolo de discuție, dincolo de faptul că a înțeles mesajul și nevoia cu care ne confruntăm, există posibilitatea de sprijin financiar prin deschiderea unei linii de finanțare pe sectorul dotări. Și de îndată ce această linie se va debloca în perioada următoare, nădăjduim și ne dorim ca, depunând dosarul, să avem acest sprijin.